Noi ne studii arată că sucul de țelină este foarte sănătos și chiar poate să vindece anumite boli. Bună tuturor! Astăzi suntem în bucătărie și vom face un suc foarte sănătos care are chiar proprietăți de a vindeca bolile și anume suc de țelină. Am cumpărat țelină de preferat organică. Da? Noile studii arată că sucul de țelină este foarte sănătos și chiar poate să vindece anumite boli. Cum se face sucul de țelină? Vom tăia această parte de aici. Le vom spăla foarte bine și vom folosi acest aparat de făcut suc. Vom tăia această parte care ține frunzele legate împreună. Le vom spăla foarte bine. Se bea sucul de țelină. Sucul de țelină îl vom bea dimineața pe stomacul gol. Deci înainte de a mânca trebuie să bem sucul de țelină. De ce să bem sucul de țelină pe stomacul gol? Deoarece are proprietăți de a vindeca corpul, conține cristale de sare de sodiu care curăță corpul nostru. Deci am băut sucul, merge în ficat, curăță ficatul, detoxifică ficatul, apoi intestinele și omoară toți patogenii din corpul nostru, virus, bacterii rele care stau înăuntru nostru, ne mănâncă din nutrienții noștri, ne dă sistemul imunitar pe dos. De aceea oamenii care au boli autoimune vor beneficia foarte mult de acest suc băut pe stomacul gol, cum am spus, proaspăt făcut. Am văzut chiar o mărturie în care o doamnă timp de 3 ani de zile a băut în fiecare dimineață 500 de mililitri de acest suc de țelină și avea boala Lyme și starea ei de sănătate, simptomele au plecat și chiar s-a simțit foarte bine. Deci băut dimineața, pe stomacul gol, proaspăt, deoarece conține cristale de sare, de sodiu, să aibă efect asupra corpului nostru în vindecare. Au fost oameni care cu diabet, li s-a îmbunătățit starea de sănătate folosind dimineața suc de țelină, oameni care au avut psoriazis, boli de piele sau dermatită, apoi boli autoimune, majoritatea bolilor autoimune sunt provocate de anumiți virus, anumite bacterii rele care le avem în corpul nostru și anume este un virus Epstein-Barr se numește și curățând corpul nostru de toxine, de tot ce nu este bun, noi devenim mai sănătoși. Sau oameni care au avut acne pe față foarte grav, au încercat toate lucrurile, dar când a început să bea suc de țelină pe stomacul gol, starea de sănătate și fața s-a curățat și a avut un efect foarte bun. Au fost oameni care nu s-au putut ridica din pat și au folosit sucul acesta și efectiv le-au energizat și le-a dat putere. Acum haideți la treabă să facem sucul de țelină. Vom spăla foarte bine țelina. Când facem suc, aparatul va scoate din fibre cristalele de sare de sodiu care dă acestui suc niște beneficii foarte bune, cum am spus. Da?
aici avem 500 de mililitri de suc. Mai este de menționat faptul că dacă facem suc de țelină, trebuie făcut numai suc de țelină. Nu este bine să adăugăm lămâie, nu este bine să adăugăm oțet de cidru de mere sau apă sau colagen sau alte lucruri, deoarece va distruge proprietățile și efectele pe care le are el cu adevărat asupra corpului nostru. Adică ne ajută să ne curățăm organismul. Deci nu adăugăm absolut nimic. Deci numai țelină pură. Deci am stors țelina și atât. Nu apă, nu lămâie, nu oțet de cidru de mere, nu colagen, absolut nimic. Cele de știință arată că dacă bem sucul așa pur, va avea efecte foarte pozitive. Dacă adăugăm lămâie, s-ar putea să diminueze din proprietățile medicinale pe care le are acest suc. Și eu mai foloseam țelină la anumite sucuri. Este bună țelina, are foarte multe vitamine, foarte multe minerale, dar este bine să o folosim așa. Are un efect antiinflamator acest suc, adică scoate inflamația, este foarte bună, cum am zis, pentru bolile autoimune, de exemplu artrita, probleme cu glanda tiroidă. Deci, băut proaspăt, îl bem dimineața pe stomacul gol pentru a ne curăța și a avea efectul acela bun asupra corpului nostru și a nu interacționa cu alte alimente. Se poate bea în fiecare zi pe stomacul gol și veți vedea că veți primi mai multă energie, sănătate și vitalitate în corpul dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu este rău la gust? Mi se pare că seamănă cu laptele de vacă. La gust. Vă doresc sănătate, încercați-l. Și noi l-am introdus în alimentația noastră, acest suc. Multă sănătate vă doresc. Numai bine și să lăsați comentariu dacă v-a ajutat sau ați încercat acest suc miraculos de țelină. La revedere! Informațiile din acest video sunt publicate cu scop informativ și nu înlocuiesc sfaturile sau prescripțiile medicului, mai ales dacă există vreo afecțiune medicală.